Spojenima melodije, Sofia, my vessel on peak. Asta n-a fost nunte mare, asta a fost o masă de sărbătoare. Doar eu și cu chiochea mea, da. Dar recunosc că a fost și chiochea ta, dar numai chiochea ta și chiochea mea nu fac deloc și înțești oameni, ei! Asta n-a fost nunte mare, a fost o masă de sărbătoare. Cu agenți de la SPPC, întrebați-i pe ei, hey. N-am nicio treabă eu cu ei. Eu n-am jucat o nuntă mare, asta a fost o masă de sărbătoare, hey! Trăiască Chicu, trăiască Baivicu, mâinile sus pentru al nostru Chicu. Au, au, au. Ai, inspirațional, inspirațional, nu-mi dă pași omul ăsta. Ajunge, ajunge. Ajunge că spuneți că sunt neserios și mă mai muțăresc pe internet. Este semnal. Gata. Este. Se aude, se vede. Noroc și bună seara, prieteni, bun găsit la un live al emisiunii Lumina. De mult nu ne-am văzut noi live, bun, ne-am văzut live, dar într-o formulă metamorfizată alături de persoana care spune că este soția mea. Rămâne să verificăm asta în acte. Nu vrem acum pe timp de pandemie să generăm confuzii. Iată, trebuie mai întâi să consolidăm statalitatea, după aia mergem la atac. Așadar, prieteni, ați văzut sau nu, dar acum o oră, două, în cadrul emisiunii Punctul pe azi de la televiziunea TVR, TVR Moldova, domnul prim-ministru Ion Chicu în sfârșit a grăit, a vorbit, a răspuns cumva solicitării miilor de oameni care se așteptau să vadă, băi, a fost totuși nuntă, nu a fost nuntă și iată vreau să vă liniștesc, nuntă n-a fost. Da, ați văzut imagini cu dansul mirilor, da, ați auzit moderator, da, ați văzut fotograf, cameraman, decorații, dar asta n-a fost o nuntă, prieteni, haideți să recunoaștem. Cine din noi nu a ieșit pur și simplu odată la natură cu sub 50 oameni și a chemat un fotograf, o muzicuță, niște lumini, s-a investit normal câteva ștuci și a ieșit cu chiochea la masa de sărbătoare. Asta nouă ne-a spus prim-ministru Chicu. Am ușa să auziți în detalii răspunsul dumnealui și vreau să-l trecem de-a fir, de-a păr și de-a Chicu. Dacă aveți timp, dacă aveți ocazie, vă amintiți sau nu, săptămâna trecută a apărut ia ca așa un titlu. Stai o leacă, că o porneți și cu video. Vedeți? Iată-l. Noi am reușit la internetul greșit să vorbim un pic. Mai scurt, petrecere mare s-a anunțat la vinăria Poiana săptămâna trecută. Jurnaliștii filmau, mașini vinind, iată chiar acum dacă ne uităm. Haideți să vedem aici la intrare. Un BMW, un Mitsubishi cu X începe numărul. Atrag atenția pentru că am ușa să mai vedem și alt Mitsubishi. Se mai apropie din departare încă o mașină. Hai să vedem. Noi, bineînțeles, ne dăm seama că în fiecare mașină există maxim un om. Haideți să recunoaștem, sunt mașini în Republica Moldova care nici oameni n-au. Nu, trec aici, da? Unu, doi, nu, cel puțin doi oameni. Vedem și mai tin că este un costum sau chiar un om pe bancheta din spate. Nu, asta e o excepție. Dar dacă stai atent și numeri, să zicem că primul dubiu, prima îndoială de 50 de oameni este eliminată, da? Deja sunt mai puțin de 50 de oameni. Am o întrebare. A fost nuntă sau nu? Bineînțeles că mergem direct în gura domnului Chicu ca să auzim răspunsul dumnealui. Așadar, hai să pierim atăiesc la bun început. Jurnalista la emisiunea Punctul pe azi intervine cu acest subiect în discuție. Hai să vedem dacă o auzim. Acest sfârșit de săptămână a fost marcat de un subiect foarte controversat care a făcut agenda presei. Este vorba despre faptul că la o vinărie din preajma Chișinăului a avut loc o petrecere și se vehiculează că familia dumneavoastră ar fi organizat acea petrecere cu ocazia căsniciei fiului dumneavoastră, dacă este adevărat sau nu.
Suspans. E că aici era normal să fie reclamă pauză. Nu, ce prieteni, mulțumim compania de mobilă scaun moale, când te așeți să facem moale pe desubt, dar nu avem deocamdată, emisiunea lumina e destul de pe muche, e de cuțit, puțini sponsori au curajul să bage, continuăm mai departe, nu vă fur prea mult din atenție, că trebuie să ne culcăm, ca nicac e marți, 1 septembrie, și mâine, poi mâine trebuie să dăm share la Șufutinski 3 septembrie. Mergem mai departe. Într-adevăr, pe data de 28 august a fost organizat un eveniment, așa o masă, să zic. Ok, ok, n-am voie să râd, n-am voie, dar ferește, cât se poate de obiectiv sunt. O masă, practic de pomenire a fost, voi ați văzut. Am ușa să vedem, să ajungem și la imagine propriu-zis, practic o masă. Tak, stai, leacă. August a fost organizat un eveniment, așa o masă să zic, de sărbătoare. Fiul meu s-a căsătorit în 2019, cu această ocazie îmi amintesc în septembrie 2019 am... Stai puțin, deci Chicu își amintește evenimente din 2019. Interesant. Cam greu își amintește evenimentele din iunie 2019, când a urcat alături de PD pe scenă în care Plahotniuco Hitlerul glăsuia în gura mare de Don Trădătorul. Cam greu își amintește Chicu, că era în echipa guvernamentală care uzurpa puterea în stat. Dar nu în tăfșorul își o amintește. Săvpadenie? A fost încheiat și un contract cu o locație din Parcul Valea Trandafirilor pentru ca pe 30 august 2020 să avem nuntă cu 150 de persoane. Așadar, în Valea Trandafirilor trebuie să aibă loc o nuntă. Ok? Dar și aici am văzut noi amu, nu era în Valea Trandafirilor, era la vinăria Poiana, în afară Chișinăului. Deci trebuia să fie alaltăieri nuntă. Chit că prim-ministru ar fi anulat acea ceremonie? La sfârșitul lunii iunie anul acesta, când a devenit clar că nu poți organiza evenimente de acest gen, la insistența mea a fost întâi amânat, pe urmă anulat nunta, care, repet, trebuia să fie pe 30 august. Voi vă amintiți fragmentul cel din emisiune de la Anatolie Golea. Hai să, dacă nu vă amintiți, pot să vă-l pregătesc, să vă arăt ce a spus prim-ministrul Ion Chicu la sfârșitul lunii iunie, da? Ca să facem legătura acum. Hai să vă arăt chiar din video ăsta făcut de redacția Cu Sens. Cum să fac? E ca așa. Așa? Se vede? Se aude? У меня сын уже взрослый, и он решил жениться да, в это время. Жениться, да. Значит, я понимаю людей, на когда, своем примере, когда ты пригласил людей. На своем это, примере да, это да. Очень показательно. Но я понимаю, что... Очень показательно, господин Голя. Что у меня должен быть стыд. Я же не могу, например, к вам прийти и пригласить на свадьбу, ставить в вас ситуацию сложную. Вы же ответственный человек, вы же не хотите себя заразить. Я еще ничего не отменял, потому что оно запланировано на конец лета. Посмотрим, что будет. Но я понимаю, что нужно будет отменить, потому что все равно не уйдет эта пандемия. И люди поймут, наверное. Ага, окей. Значит, он не отменял в конце июня, а 26 июня era интервью с ним. Но уже понимал, что нужно отменить. Окей. Май департи. Мяжем на интервью у Луи для пункта 5. Оркум, копии, сау, тинери, ау, vrut să-și oficializeze căsătoria, deci sunt soț și soție. Nu, papa, nu tu ești prim-ministru, papa! Papa, blic! Da noi ne-am căscătorit! Da nevoie să jucăm! Da lasă tu pandemia! Șeful tău a zis că trece prin nas! Da nevoie să jucăm! Nu, papa! Cam așa o arăta discuția dintre fiul, cum se cheamă, când jinerii îi la socri și alții, dar fata cum se cheamă când e la noră, da, noră. Cam așa a arătat discuția. Am reprodus-o pentru că am imagini exclusive. Și cu această ocazie au vrut cu cei mai apropiați oameni, și o să vă spun, deci pe 28 să organizeze o masă. Deci nu este nuntă, nici după formă, nici după conținut. Nici după formă. Nici după conținut. Tare bine, a scris câteva minute în urmă jurnalistul Dorin Galben, a enumerat câteva, cum zic, elemente de formă și conținut anunții. Deci găsesc postarea asta, trebuie să fie undeva pe aici. Dorin Galben. Așa pur și simplu, ca să vă imaginați. Poate, vdrug încă n-ați văzut, știi, video filmat de redacția Cu Sens, cu video cu dansul mirilor. Poate cumva v-a scăpat asta și vă întrebați, băi,
Андрей, хей, луме, чи сунтець атит, де токсич, атит, де рей, де че сарицин, капул, приминистрлуй, да? Екатерин Галбен скрие. Așadar, în viziunea lui Chicu, un eveniment cu mire și mireasă, tamada, primul dans, invitați, masă copioasă și distracții, nu se numește nuntă, ci masă de sărbătoare. Rămânem la această concepție și vedem, are Chicu dreptate? Poate Dorin Galben să înșală, poate Dorin a fost la cu totul alt fel de nunț, poate Chicu a fost la alt fel de nunț și noi nu știm. E tare posibil asta. Mergem mai departe, deci formă și conținut din nuntă, acest eveniment, acest masă, n-avea, era masă de asta răscladnaia, știi? La Walmart se vinde la noi, cât e ei? Vreo 28 de bucks, mă tencă. O ei, ăsta, cum se cheamă, vloggerul ăsta, Casey Neistat, o purta cu dânsul când filma pe New York. Bucval, o adus masa și e cu unul din Mitsubishi, de asta nu au încăput alți oameni la nuntă, că o adus masa și ea. E când e răscladuș, că ocupă mult loc, nu-i comod, o adus, o desfăcut-o și putea juca oamenii. Mere și mireasă. Ok, deci ce ați văzut dumneavoastră, da, dar eu vă spun ce este ca să... Ahuidila! Și ai văzut tu? Da, dar eu îți spun și este. E că tu stai și te uiți și vezi pe cer, de exemplu, luna și e lună plină și o vezi și zici... Băi, eu mă tind că văd luna plină. Vine Chicul la tine și zici, asta nu-i luna, cevac? Asta nu-i luna. Asta e o tablă de șahmate. Ce-a spus domnule Chicu? Nimic! Pur și simplu am luat niște anabolizante în ochi. Ce? Și ei vedem noi e una. Și ei spune Chicu e adevărul. Mii de oameni văd aceste imagini. Și amu mergem la aceste imagini împreună. Iacă-te-le, e ca aceste imagini cu formă și conținut, presupun eu, din nuntă, da? Stai că mă și YouTube-ul o să mă blocheze că folosesc Ed Sheeran. Decorații, luniniță, da? Voce de moderator, vedem de parte acolo agățat un... O lunină, un ștativ cu lunină de fotograf, oameni pe terasă, da? Primul lor dans familial, primul lor dans. Țineți minte, de obicei că te cheamă lumea la câte o petrecere. Nu nunte, petrecere, pur și simplu o masă de sărbătoare, sau poate o zi de naștere, sau pur și simplu de mult nu v-ați văzut cu prietenii. Și de fiecare dată când te vezi cu prietenii, și are loc un dans familial. Așa-i? Nu, asta și e obișnuit. Lunini, DJ, fotograf, decorații, dans familial. Nu, papa! Nu dă voie să jucăm! Mergem mai departe, domnule Chicu. Așa, dar ca formă și ca conținut, asta nu era nuntă. Mai departe. Ca să fie clar, toate regulile impuse de comisie au fost respectate, inclusiv numeric. Eu doar vreau să vă spun că fiul meu, deci la acest eveniment au participat exclusiv, cum să zic, unchii și mătușile lui. Vă spun așa cum este, adică sora mea și doi frați și o soră a soției mele. Sora mea, doi frați și o soră a soției mele. Chicu, soția, părinții miresei, încă 2, 6, 8. Păi, 8 oameni, nu, ладно, 8 oameni jumate maximum, bajuzi. Dar mă știu noi să numărăm. Iată, asta a fost, uitați. Da, domnule prim-ministru, dar vă rog. Deci este eveniment care este permis conform acest, că altfel eu nu știți ca să... Altfel eu nu știți ca să... Și vrei să zici? Tu ai gură sau mandat și asta? Deci ea nu s-a... Înțelegeți, eu pur și simplu, sunt bolnăjit, li s-a transmis virusul lui ăsta, cum îl cheamă, repeșiuc de la Căușeni. Înțelegeți, eu nu s-a casei, dar era totul permis, așa e o nuntă. Mergem la imagini de la nuntă, dragă prim-ministru Ion Chicu, da? Hai să le, da, să le deschid mai larg, da, să le deschid aici. Ok? E ca hai vizual să numărăm capii de acolo, da? E ca vedem așa. Stai, dar eu am vreun... e ca n-am niciun fel ca să arăt cursorul, din păcate. Scuzați. Dar hai că să numărăm. E ca aici mătușa, aici sora, aici mea, aici mătușa mea, aici sora mătușii care sunt eu, aici eu cu sora mătușii mele, încă un cap eu cu sora mea de la mătușa lui sora lui soția sororii mele, iar aici soția soțului din mătușa lui. Gata!
Stați invitați, i-am numărat. De ce săriți în cap? Noi am numărat în câteva secunde 3 mașini venind la nuntă. Noi am numărat 8 oameni jumate. De ce săriți în cap? Și amu, făcând abstracții, noi pe bune, noi nu avem nicio confirmare a faptului de că a fost cumva mai mult de 50 oameni. Mai mult de 50 de oameni. Noi, în schimb, vedem imagini care nouă ne generează semne de întrebare. Am o să ajungem la ele. Cu agenți a Serviciul Protecției și Pază de Stat. Încălcat nimic, în opinia mea. Eu am văzut multe speculații la acest capitol, deoarece, iarăși, e mult politic, mult speculații, dar deoarece afectează, bineînțeles, și familia și asta. Eu vă spun cu toată responsabilitatea. Deci, nu s-au încălcat regulile respective. Acest subiect îl consider închis. Iar no, cei care... No fucking way, civac. Nici un fel de închis. Tu îl consideri închis. Tu, în general, consideri că te uiți la nuntă, dar vezi masă de sărbătoare. Dar subiectul nu este deloc închis. Continuă să speculeze și să facă pe aceasta. Le rămâne pe conștiința lor. Nu! N-are nimic asta conștiința noastră. Nu te apuca să saci în moralitate. De ce atacați familia mea? Ficiorul a vrut nunta, doar asta e o dată în viață. Să joacă nunta o dată în viață, până la următoarea nuntă, în sens că e o dată să joacă, după asta încă o dată, maxim 2-3. Tata meu a fost de 3 ori căsătorit, dar nu știu nuntă de câte ori jucat. Dar tata meu nu a avut tată prim-ministru și nici pandemie pe atunci nu a fost. Asta sunt alte detalii. Mai pe scurt, noi speculăm. Eu și-o obțin recunosc, eu speculez și mi-a tare îmi place. Și vreau să cred că asta nu are nicio treabă cu conștiința mea. Asta are treabă cu conștiința lui de prim-ministru într-o țară care trece prin pandemie, cu curbe crescânde deloc oprindu-se, cu oameni care nu respectă normele, care nu poartă măști în transport public și invocă faptul că președintele nu respectă. Într-o asemenea țară, el joacă un asemenea eveniment ascuns de ochii publicului, el zice că noi speculăm, ieși omule cu o listă, precis s-a trimis undeva într-un WhatsApp, undeva o listă, cu iactele, 18 perechi care să vină, 36 de oameni să vină, iacă tu ne arăți această listă, spui, iacă toți oaspeții au fost de acord să arătăm această poză de grup, iacă tăi stăți, noi am fost acolo. Cu 45.000 de agenți de Serviciul Protecției și Pază de Stat și 2 fotografi, un cameraman și Tamadala, iactăi, noi suntem sub 50, 49.5 am fost, bajus, iactă o poză, arată-ne asta ca să nu fie speculații, nu te ascunde azi dimineața de presă. Eu sunt abonat la mai multe pagini, portaluri de știri, cum și voi sper că sunteți, dacă vă interesează. Dacă nu, cum întâmplător ați nimerit aici la mie, ați crezut că comentez ceva jocuri pe DeepAI. Așa că azi m-am trezit cu acest articol. Prima și am văzut era asta, e că poza cu acești 3 frumoși reprezentanți ai conducerii țării. Da? Dodon de pe Athos, fără carantină, Chicu Prospișor, eu nu știu unde el se uită. El încă se uită în sus la lunina reflectoarelor, el se așteaptă să mai și încă o dată primul taneț, pentru că așa de emoționant a fost. Zina are gândul cu totul altă parte. Dodon e boței de rogășiune. Așa că tu te uiți la această paroci, parocică, pentru că Zina chiar nu-i prezentă deloc în sfera publică. Știu ce zici, băi, ăștia îs meniți să mă fac pe mine să fiu liniștit de fapt că lucrurile sunt sub control. Ăștia îs meniți să mă fac pe mine să am încredere în stat. Dar mergem mai departe, apropo de încredere în stat. Ce mai spune Chicu? Nu ați văzut niciodată să-mi etalez familia, nu ați auzit niciodată de copii mie, de scandaluri. Noi nu atentăm la viața noastră privată. Foarte bine a punctat jurnalista, n-are nimic asta cu viața ta privată. Voiam doar să vă întreb despre faptul că dumneavoastră conduceți o țară în care foarte mulți oameni sunt foarte sceptici de existența acestui virus. În general. Și iată, prin faptul că dumneavoastră ați organizat o petrecere și un nunt, așa cum spuneți, nu faceți decât să adânciți acest scepticism al cetățenilor. Cât de corect sunt vă pare o astfel de decizie? Sunt conștient că posibil poate fi tratat acest mesaj, deci el nu trebuie tratat așa, pentru că nu degeaba ați menționat și dumneavoastră, avem deja peste 1000 de decedați, deci asta nu este o glumă. De ce nu este acest mesaj că boala asta e ceva invenție sau nu trebuie tratată cu toată seriozitatea? De ce eu vă spun, nu a fost nicio nuntă, nu a fost nicio măsură care ar expune riscul, deci a fost în spațiu liber, vreau să vă spun, deci nici și distanță.
distanță și tot ce este necesar respectat. De aceea, încă o dată remarc, este un moment care, bineînțeles, afectează, iar faptul că se tratează că este un mesaj de a trata foarte neserios această pandemie este incorrect și eu vreau să... Hai să lăsăm să termine, pentru că eu am o cruce foarte mare și nu sunt sigur că Chicu poate să o ducă. Reiteriez faptul că acesta nu este glumă și afectează sănătatea și viața puțin. Stați un pic! Astăzi, marți, 1 septembrie, prim-ministru ne anunță că pandemia nu e glumă. Dar noi până am umimasuri cu umimasuri, am copt pâine la cuptor, ne veseleam. Credeam că e glumă. Ce peste 1000 de morți? Moldova, lider deja nu european, dar aproape mondial la rata de creștere a numărului infectațiilor la milion de locuitori? Dar noi credeam că e glumă. Mulțumim că let us know că nu-i glumă. Să zicem că acest mesaj... cum s-ar zice, oamenii amul eu, e ca mii de oameni să iei, poate să uite, o mii de oameni s-au uitat la acest live, alte mii s-au uitat la un buletin de știri, alții să citească o știre despre ce a spus Chicu la acest interviu și lumea să zică, nu, dar stai puțin, eu n-ar trebui asta să tratez ca pe... N-ar trebui din asta să-mi fac o atitudine irresponsabilă față de acest virus, această pandemie, această boală care afectează atâția oameni. N-ar trebui. Ok. Dar, cu cea mai mare ușurință și cu cel mai mare drag, eu această noutate și acest răspuns stângace a lui Chicu, e cu această față și expresie a feței a lui Chicu de mâr, iată, acest răspuns eu îl voi trata ca pe ceva care îmi dă foarte clar de înțeles, ca pe un semnal de alarmă. Că da, pandemia nu este glumă, dar statul Republica Moldova, în care cineva e cineva, dar cineva nu e cineva, statul Republica Moldova pare să fie o mare, mare glumă. Și cei care ajung în conducerea acestui stat nu fac decât să prostitueze ideea de stat de drept, de stat bazat pe principiul separării puterilor în stat. Cine ești tu, Ion Chicu, dacă tu în iunie ne vorbești despre asta? Zici că cel probabil vei amâna acest eveniment. Dacă tu știi că te așteaptă acest eveniment, tu știi că lumea o să vorbească despre acest eveniment. Fii om drag bun, înțeleg că a plecat șeful pe glande, Dragancea, din guvern, dar tu uje... Ai telefon mobil, poți să rogi oamenii de lângă tine, fă-i un anunț de un minut jumate. Noroc, prieteni, noi am amânat evenimentul nostru de 150 de persoane, dar anticipând faptul că evenimentul pe care îl vom avea acum va genera o doză mare de atenție publică, uite, noi plecăm într-un număr de, ia ca tâța, sub 50 de oameni, la un eveniment simbolic ca să celebrăm căsătoria tinerilor nire și nireasă. A? Era greu de făcut asta? Era greu de făcut asta sau există tot o muscă pe cășulă? Ascunsă de răspunsul tău strâmbă în această emisiune, ascunsă de agenții de pază care blocau un drum public. De ce nu poți și transparent? Înseamnă că ai ceva de ascuns, Iopernei. Mergem ca să terminăm cu acest interviu. Dar cât de legal este ca angajații SPPS plătiți din banii publici să păzească un eveniment privat? Eu cred că întrebarea respectivă trebuie adresată la serviciul DAT, care nu este în subordinea guvernului. Eu am toată siguranța. În subordinea cui, ca să nu greșesc? În subordinea Ministerului Afacerilor Interne? SPPS-ul sau Cancelarea de Stat? Cine cunoaște? Dați-mi de știri, poate să vedem în comentarii. Ca să înțelegeți. Acum se laudă, de câteva luni, se laudă foarte puternic în sursele pro-guvern, în sursele socialiste Dodon laudă foarte mult conlucrarea asta organelor statului. De la primăria Chișinău, guvern, președinții, toți colaborează. Parlamentul alea că mai dispare prin jii și se duce la reabilitare, dar toți par să colaboreze. Așadar, SPPS-ul, cu oameni care lucrează la stat, vezi, Chicu aici nu neagă că erau oameni care lucrează la SPPS. SPPS-ul vine și asigură pază la un eveniment privat, pentru că Chicu zice că noi ne băgăm în viața lui, înseamnă că eveniment privat, n-au și cătă acolo. Stau și opresc jurnaliști din a sta pe drumul public. Ce înseamnă asta, domnule Chicu? Că s-au respectat toate protocoalele, indiferent de ce iarăși ce se speculează, deci aici puteți să faceți un demers conducerii instituției respective. Stai că cineva îmi scrie președinției, da? Ok, perfect. Deci în conducerea președinției. Deci cineva din conducerea SPPS a dispus să meargă la acest eveniment. Cine din conducerea SPPS este înștiințat că este un asemenea eveniment la vinăria Poiana? Dodon pe ultima sută de metri plecând în Grecia. Tax. Asta e iconiță, n-am uitat, cruciulița am pus, pe galina am pupat-o, copchilașii dorm. Tax. Ui, blea, trebuie să anunț că e nunta lui Chicu. Unde-i telefonul meu? Unde-i telefonul? Crrrt,
крц, 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 алло, крц, крц, алло, аста дженция дипаза дистат, да, путеться вам бракаться на дженция дипаза, ну дистат, да ди, а дика тот дистат, да ну, дипаза, а дика тот дипаза, тот дистат, да ну, мы из курткашком с позицион ресторан, да, путем, осточение, аста Егор Додон, да ну с над ними, гад, я вам плекат, ларивдили, Шигата оплекат, шо аранжат. Cum se întâmplă această comuniune om natură? Cum oamenii care lucrează la stat, atât de tare robotizați, atât de tare ștâmpuiți, șablonați, să duc și îndeplinesc ordine, oarbe? Așadar, dacă avem întrebări la de ce acolo erau agenți de pază, și că mă vă arăt o imagine filmată, mai întâi să mergem la imagine filmate de... Cei de la TV8? E că trebuie, da? Că stai omul, verifică cine în mașină, aude un nume, verifică colista. După asta stai alt om și blochează o mașină. Pe un drum aparent public la care tăți ar trebui să aibă acces. Uitați-vă și frumușel. Ce drept? Arătați-mi un document care prevede că aveți dreptul acum să vă puneți în fața mașinii. Iată, noi suntem televiziunea. Nu ne limitați în spațiu. Poftim? Mai departe, și păstrați distanța socială. Păi am, avem un metru de distanță. Avem un metru de distanță. Nu, nu, domnule Chicu. Oamenii n-ați spună că pandemia este o glumă. Sunt oameni care și-au pierdut oameni dragi, sunt oameni care și-au prietenii bolnavi, sunt oameni care și-au prietenii de 2 luni bolnavi și care tot încearcă să facă testul, dar virusul nu iese din organism. Nu, oamenii n-ați să ia în neserios pandemia. Oamenii să continue să ia în neserios statul. Și atunci când Dodona se apară la televizor și se spune că o mare tragedie pentru noi este faptul că tinerii pleacă, nu mai văd viitor în această țară, el grăind cu jăreghii la Orheiul Vechi și cu Angela Sârbu despre tineri și viitor în această țară. Tu, Chicu, a să organizezi nunta? N-ați și transparent cu detaliile acestui eveniment și n-ați o numești nuntă, pentru că e ilegal, tu nu poți să faci un lucru ilegal. Tu ești prim-ministru, mă, tu ați și păzit. Și tu n-ați știi cum, e că tu te duci la o nuntă, eveniment privat, nu e că eu am avut zi de naștere a noastră în pandemie, au venit prieteni acolo, număr limitat. Și la un moment dat a venit prim-ministru Canadei, Justin Trudeau, s-a pus așa în 4 labe și începea să hamă, așa, ham, ham, ham. Zic, hei, was machst du, Justin? Îl întreb eu în franceză și el, ich will hamen, hamen, paske il ya beaucoup de banditen. Deci prim-ministru a venit și a început MPZ, el ca un câine a început MPZ. Și jurnaliștii au întrebat, de ce prim-ministru păzește eveniment privat, ziua mea, știi? Și zic, întrebați prim-ministru, de el rep din 4 labe, hop și în pădure după marmotă. Așa că, mai scurt, ne pare tot foarte transparent. Mergem la încă un fragment de video filmat de redacția Cu Sens, apropo de cei care blochează drumuri publice. Nu puteți merge, dar vedeți și să mergeți în cătură. Ok. Există aici și drumuri publice. Aici și proprietate privată. Nu este totul proprietate privată. Nu vă supărați, eu am verificat. Ia uitați-vă, este aici la Bău. În momentul de față. Este drumul agrar, doamne. Vă ați mai văzut 4 paznici la distanță de câteva sute de metri de restaurant pe un drum public? Oare de ce? Nu e drum public, e drum agrar și drumul la oameni, la cotele oamenilor. Spuneți-mi, vă rog, acest drum este proprietate publică sau este proprietate aici privată? Aici este interzis, da, dar mai încolo nu. Nu este privată, da? Nicio problemă. Lăsați-mă să stau pe teritoriul public atâta timp cât vreau. Așa un facepalm. Maladeț. Mulțumesc, Liuba, pentru această poziție, pentru această dreptate. De ce stați aici? Ce se întâmplă? Fii atent. De ce acest drum este păzit? Este teritoriul privat, dar nu suntem achitați pentru a supraveghea teritoriul dat. Okay. De ce atât de mulți? Ce se întâmplă? Dar nu se întâmplă nimic, așa e pus indicațiile și... Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Și unul din agenții de pază zice, prea multe întrebări se întâmplă. La dânsul microchipul, Neuralink-ul și ani strabotal. Bă, băieță, e prea multe întrebări! Pau, și-o buhnit! De la proprietar și gata. Care-i problema? Nu înțelegi. Primăriile satului Ulme și Corvatca au fost anunțate prin scrisoare oficială din partea administrației locale dat. Da, de ce au locuitori? Pe data de astăzi, așa. Locuitorii care au pământ, de exemplu, sunt câteva cote. Și acești proprietari au fost anunțați în scris, sub semnătura administrației locale dat, că precum astăzi, și locuitorii satului Ulmu și Horodca au fost anunțați că dacă cine are pământ agrar și are dimers încolo, apă. Și ieri sunt petrecute careva lucrări genistice. Ce înseamnă lucrări genistice?
prelucrarea pământului, arat și mai departe. Asta înseamnă că lor li s-au preîntâmpinat, că astăzi nu o să aibă acces. Teritoriul din jur, este din jur. La dacă eu gheria... Ce, blate, serios, nu, eu n-am făcut jurisprudența, dar orice om... pe pat de moarte o să-mi spună, dacă tu ai un pământ a tău, tu trebuie să mă anunți, deși tu ne-ai îngrădești accesul la pământul meu. Și că locuitorii site-lor care au pământ au fost științați că azi nu pot vizita pământul lor agrar, pentru că au loc lucrări genistice. What? E pământul meu, tu jura în voie. Ce se întâmplă? Război? Stare de urgență națională? Ce se întâmplă? On the grounds of what? De ce asta se întâmplă? La proprietatea mea tu îngrădești accesul. Ne mai vorbim de spațiu public unde îngrădești accesul. Și amu este o bombă care mie practic înlămurește toate lucrurile și eu e ca vreau să iau orice învinuire la adresa domnului Chicu. Eu după această secvență am înțeles tot. Organizații de securitate particulare. Teritoriul din jur, 5 metri, da, e meu. Dar nu luați drumul dumneavoastră. E meu. Nu luați trotuarul în arendă. Nu luați trotuarul în arendă. Nu luați strada pe marginea căruia. Și lege spune teritoriul din 5 metri în jurul meu, e meu. Băi. O, dar eu o să spun la copchii, când se aproche copchiul de mine și tata, ne-i foame, tata, hai să ne jucăm, tata, hai în parc, tata, hai să dumă la grădiniță. Băi. Teritoriul 5 metri e meu. Pșolnă. Înțelegi? Foarte bună regulă. Dacă aveți ceva citat din lege, dați-mi ca să pot da la copii. Ei nu pot citi, dar oricum. Așadar, prieteni, știți care e... Exact așa e și cu dumneavoastră. De acord, fiți buni și... Felul în care acest mujic poartă masca este emblematic pentru acest eveniment. Trebuie să o pui pe țâțe, că la țâțe-i plămânul și acolo intră virusul. Genial! Liberați drumul, dați-mi voie să trecem. Și ajungem la ceremonie. Oh, yeah. Dansul mirilor, dedicat în mare parte efortului tatălui meu, care mi-a permis această mică masă de sărbătoare cu un cort nivibeni, unde ar fi încăput 7 elefanți, unul peste altul. Malali, orgie de elefanți și ninovăzut. Dragostea învinge totul! Da, corupția învinge dragostea! Niciun element de nuntă nu văd aici, e pur și simplu o masă de sărbătoare, repet. Dansul mirilor este prezentator, este fotograf, cameraman, luniniță, trandașiraș, bază de stat. Acest eveniment este o masă de sărbătoare. Cine are de speculat, apui pe conștiința lui. Țineți minte în copilărie. Cine o zis, așa e el. Vă, normal, lipsit de argumente și logică, dar n-ai cum să nu-i dai dreptate. Noi vedem nuntă, Chicu zici că da, voi vedeți una, dar eu vă zic că și este, de fapt. Reiterând, eu continui să cred că oamenii s-ar putea să... nu fie influențați de acest eveniment și această noutate și nu ia în serios pandemia. Nu, n-ar și serios din partea oamenilor să nu ia în serios pandemia. Oamenii nu o să ia în serios statul Republica Moldova. Și dacă până amu, timp de aproape 30 de ani, s-o sub din țâța asta, filat cu speranțele lui și cu renașterea lui Candu, cu echipul lui Angelic, după ce a fost sub brațele șaripa lui Plahotniuc, Teți, renăscându-mă Republica Moldova, dând speranță tinerilor de a se întoarce în țară, văd acest exemplu de frumoasă nuntă și înțeleg, stai puțin, dar legea nu-i pentru teți. Legea nu-i scrisă deloc pentru teți. Eu dacă fac un eveniment privat, la mine nu o să vină neanunțați și eu nu o să știu, sau eu și obțin azi vreau să știu de ce a venit la mine serviciul protecție și pază de stat să mă păzască la distanță atât de mare. Dar răspunsul meu la care eu vreau să ajung în acest live și ca voi să înțelegeți și ca să nu mai speculăm și să nu mai aruncăm cu sulițe în pieptul acestui patriot pe nume Ion Chicu, anul ăsta, prietenii, secetă în Republica Moldova. Asta înseamnă că ce? Că roada se usucă. Noi cunoaștem foarte bine și că putem să vedem imaginile. Acesta este un câmp de mango. Aici crește mango. În satul Ulmu, satul Horodca, aici crește mango. Acolo unde crește mango și este secetă, fructele se usucă.
Respectiv, dacă mergi la magazin și cauți un mango, el costă un dolar, doi, unu, dacă mi-ai chiflicit. Dacă cumperi mango uscat la pachetel, mango mai scump, atunci statul a decis să introducă pază de stat ca să păzească mango de la jurnaliști flămânzi. Ai înțeles, Luba? Ați înțeles TV8? Campania Nu fura mango uscat începe acum! Repede ai sunat la neamuri, la rude, ai spart casa, spart blocul, spart pereții. Începe o настоящее восстание. Nu furați mango uscat. Lăsați statul să păzească fructele uscate de secetă. Ху! Am terminat speculația. Nici o vină nu poartă prim-ministru Chicu. Eu vă cuprind. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Mersi că ați răbdat, v-ați conectat la această oră târzie. Vă doresc demisia, vă doresc Chicu și vă doresc demisia Chicu. Mulțumesc încă o dată celor care susțin în fiecare lună emisiunea Lumina și emisiunea Internetul Grește pe patreon.com/fedot. Azi e 1 septembrie, în afară de faptul că mulți copilași mai pleacă și la școală, data din tâi pentru mine este și o zi de salariu. Așa că mă închin și mulțumesc celor care mă susțin financiar și sunt alături de mine. Bineînțeles, un mare mulțumesc și celor care mă susțin cu un like, comentariu și un share. Fiți buni și distribuiți acest video, poate a să ajungă undeva la vreun cameraman, videograf și niciaina slăceaina să ne alegem și noi de la vreun mail secret cu un scurt fișier, măcar de vreo 15 secunde de la această nuntă, în care în sfârșit a să vedem că au fost mai puțin de 50 de oameni și această nuntă nici nuntă nu a fost. Na crăniac masă de pomenire. Uite, sărbătoare. Mult sănătate, prieteni. Aveți grijă și faceți în noiembrie. Și până în noiembrie. Ciao, pupicei. Ei, dar nu plecăm fără muzică. Am intrat cu muzică, nu plecăm fără muzică. Eu insist. Eu insist. Așa. Asta a fost o mică sărbătoare. Dacă tu nu poți în viață așa să chefuiești, tu ești loc, eu sunt mai bun ca tine. Eu sunt prim-ministru, tu nu ești bine. Hai toată lumea sărbătoare mare. De fuiale. Asta n-a fost nunte, n-a fost sărbătoare. Asta a fost o masă răscladnaia. Noi eram trei, eu și chiochea mea, și tu și chiochea ta. Dar noi știm că chiochea ta e foarte mititică și e un căput practic într-o linguriță din țamă a doua zi. Oi, dar care-i țamă dacă n-a fost nunte? Nu, n-a fost țamă. N-a fost nunte, n-a fost țamă. La revedere, gata, trebuie să mă duc că se face seara.